Compania CFR Călători a anunțat că mersul trenurilor va fi modificat în următoarele zile pentru adaptarea capacității de transport la traficul din perioada Paștelui. Astfel, trenul Interregio 1862-1862-1 se anulează în relația Iași-Constanța pe 11 și 12 aprilie. Tot în aceeași perioadă, trenul 1861-2-1861 se anulează în relația Constanța-Iași și unele trenuri care circulă spre sau dinspre București vor fi anulate. Astfel, nu vor mai circula trenurile Interregio 1581 și 1582 pe relația București-Nord-Constanța și retur pe 12 aprilie. Trenul Regio 8002 pe relația Constanța-București-Obor nu va circula pe 12 aprilie. Trenul Regio 8003 va fi anulat în relația București-Obor-Fetești și circulă în relația Fetești-Constanța. De asemenea, trenurile Regio 8124 și 8125 se anulează în relația Slobozia Veche-București-Nord și retur pe 12 aprilie. Și pe traseele Mangalia-Constanța, Slobozia Veche-Ciulnița vor fi trenuri anulate în zilele de 12 și 13 aprilie. De asemenea, pe ruta Constanța-Mergidia se vor anula două trenuri încă de pe 11 aprilie.